Spitalele din Brașov nu sunt pregătite pentru a trata cazurile grave de COVID-19. Pentru posibilele cazuri grave și foarte grave de coronavirus din județ, sistemul medical pare a fi depășit, o recunoaște chiar managerul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Nicușor Băgiu. Suntem pregătiți să tratăm la acest moment cazuri asimptomatice, forme ușoare, medii, pentru formele severe, cele care necesită intubație și echipă de terapie intensivă, nu suntem pregătiți, așa cum nu sunt pregătite nici cele două spitale menționate anterior. Spitalele la care face referire managerul de spital Nicușor Băgiu sunt Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie. Contactați telefonic pentru un punct de vedere cu privire la cele declarate de dr. Nicușor Băgiu, atât prefectul Cătălin Mihai Văsi, cât și purtătoarea de cuvânt a DSP Brașov nu au răspuns.